Asta e riscul, domne, când faci o emisiune, când faci o chestie cu care vii în fața privitorilor, îți asumi niște riscuri. Acum, nu. Sper să nu vină și aici, în platou, o femeie goală și cu o cărămidă în mână, ca să putem face cele 10 minute regulamentare. Bună dimineața și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube, canalul lui Nicu Bendea, unde ne regăsim în fiecare dimineață de luni până vineri, unde ne spunem durerile, ofurile și mai facem câte o glumă, să uităm de relele și amarurile din viața asta pe care o trăim cotidian și aproape zilnic. Cum sunteți? Bine, mulțumesc pentru comentariile de el, mulțumesc de share-uri, mulțumesc de, știți voi. În primul rând, vă mulțumesc pentru faptul că îmi sunteți aproape. Cu telefonul filmez, doar bun și ăla. Numai să nu abuzăm prea mult de telefon. Ați văzut ce a pățit un băimărean? Unul din Baia Mare, săracul, din Maramu, 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 Barabu. Și-a luat un telefon nou, de la Samsung, dar nu bag mâna în foc. Apropo de foc. S-a jucat omul pe telefon, zice, s-a observat că s-a înfocat telefonul, eu nu știu ce joc juca el de s-a înfocat telefonul, zice, l-am pus pe pat și în secunda 2 o și explodat. Buf! O explodat telefonul. Am ajuns să ne panicăm de la telefoane. Telefoanele astea care fac parte din viața noastră au ajuns să fie niște arme albe, depinde de husă. Deci, pe scurt, ce s-a întâmplat cu telefonul băimăreanului? Jucat, înfocat, explodat. Mare grijă, mare grijă, mare grijă că numai vedeți că face poc și 7 milioane e gata, sau 17, sau cafea bună. De pe buymeacoffee.com/nicubendea, cafeaua asta este pusă într-o ceașcă. Ceașca este spălată și oferită de soacră cu subînțeles. Nicule, vorbește în alea 10 minute, nu fute buha. Cafea bună. Mulțumesc celui care a dat-o pe buymeacoffee.com/nicubendea. Nu s-a semnat. Apare că e numai Samoan. Și cu îndemnul Egis Shaghedre. Sănătate multă și mulțumesc frumos. Mai bem o cafea până putem, aici în aer liber în studio, că se tot discută despre carantinare, se vorbește despre carantinarea de weekend. Adică în weekend stăm la cutie și peste săptămână ieșim și facem prostii. Bă, ca pe cobaineți, pe cuvântul meu. Asta au ei în cap, mă. Nu mai știu, își dau cu stângul în dreptul. Unde mai pui? Că localitatea Corbeanca, unde e paradisul verde, unde este Țânțăreanu, e în carantină totală pentru 14 zile. Domnul Țânțăreanu, ce o să faceți în astea 14 zile? Păi, eu sunt obișnuit cu două masioze tailandeze pe zi. 2 ori 14 zile, 28 de masaje tailandeze. O să iau 35, că poate vreo 7 se strică. Și așa, 14 zile de carantinare, nici nu le simți cu masajele din Thailanda lângă tine. Știe ce știe milionarul Țânțăreanu. Paradisul verde. Și acum, dacă stai în paradisul verde în carantinare, ești ca în rai. Dar să nu fii prea aproape de rai. Și domnul primar Emil Boc a spus că urmează 2 luni de foc. 2 luni de foc rimează cu primarul Emil Boc. Valul 3 o să aducă situații dure, dificile. Ne bagă ăștia la cutie. Pe când ieșim, o să mai vedem încă 400 de blocuri undeva în centrul Clujului. Tot speram că dacă stăm în izolare, dacă stăm în carantinare, chiar anul trecut, o să vedem construite autostrăzi, școli, spitale, da, de unde. Numai blocuri peste tot, blocuri peste tot și traficul așa cum este. Între timp, domnul Câțu, în loc să se ocupe ca premier de situația gravă în care ne aflăm, că totuși nu-i flori la copit, la ureche, el e certat de către Ludovic Orban și alcooliții lui. Deci, rețineți, Ludovic Orban, care e amator de șpriț, Ludovic Orban are alcooliți, da? E criticat domnul Câțu că nu pune mai repede pe scaune oamenii care merită. Oamenii din camarila PNL-ului. Păi astea sunt problemele țării. Astea sunt problemele țării. Problema cea mai importantă pe care o văd eu așa e că Lino Golden s-a despărțit de Andra Ghinea. Lino Golden este iar singur. No, ăsta e năcaz, ăsta e bai. Cei doi și-au spus adio. Atâta. Și-au spus adio. Lino Golden, față de fosta iubită, nu mai are sentimente. Și i-a spus atât. Adio. Bă, dar nimic de mamă, nimic de tată, nimic de Dumnezei, nimic așa. Nu. Ci că a anunțat despărțirea pe Instastory și și-au dat unfollow pe Instagram. Ușor să te desparți în ziua de azi. Îi dai unfollow după ce ai spus adio pe Instastory.
Trăiască Instagram-ul. Pe vremuri mai era o șansă de împăcare. Mai trimiteai un SMS. Pe vremuri, acum 10 ani. Îi trimiteai un SMS. No, tu chiar nu? Îi scrie ceva pe Yahoo Messenger, îl mai țineți minte? Control G, buz sau cum era? Nici nu mai știu ce combinație de taste. Buz. Nu vrei să mai ieșim la o prăjitură totuși? Mai înainte mai trimiteai un mail, o scrisoare. Totuși, uite, a fost ceva frumos între noi. Nu vrei să ne... Acum sunt 5-600 de ani, mai trimiteai un porumbel care ajungea în 3 luni și avea un mesaj la picioruș. Hai tu că nu fă așa rău. Degeaba aștepți plimțul pe calal. Și acum, pac, pe Insta Story ai spus adio, am follow pe Instagram și te duci să combini ceva pe Tinder. După ce asculți o melodie pe Spotify. Ai, pe Spotify. Dacă aveau, vine regulat pe buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc lui Samoan și pentru cafea și pentru urare. Merge cât e o sponsorizare, că uitați-vă, cea mai mare bancă românească din sud-estul Europei, Banca Transilvania, a devenit sponsor oficial la naționalele de fotbal sub 21 de ani. Deci s-au asociat cu Simona Halep la tenis, au văzut că pierde, nu prea au mai folosit imaginea. După aia au fost cu echipa de basket a Clujului, cu UBT, au văzut că și ăștia pierd. Acum speră că o să crească juniorii și o să... Da, ce fain! În tricou naționalei, cu BT Banca Transilvania pe piept, o să asculte manele în cantonament. No. Fotbaliștii noștri sunt mari fani, Lino Golden, acum trebuie să recunoaște. Nu asculte Bach, cum a zis la Banciu. Nu ascultă un Rachmaninov, nu ascultă un prelud de Chopin. Nu ascultă, că no, astea sunt vremurile, astea sunt situațiile actuale. Dar de ce nu investește Banca Transilvania? De ce nu sponsor la Naționala de Șah a României. Apropo, sunt două ramuri la șah. Șahul clasic și șah probleme de dezlegări. Unde întâmplătorul, un verde a meu prin alianță, e campion mondial. Și îmi spune ce copii talentați avem, ce generație bună avem, deștepți, care se bat aproape de la egal la egal cu chinezii, cu rușii, cu americanii, cu ăștia care sunt o forță în domeniul șahului. Da. De ce nu își pune pe tabla de șah, de ce nu își pune reclama Banca Transilvania. Fotbal. La fotbal avem bere, avem... Cine mai sponsor? A fost Loganul pe vremuri. De astea, de pentru microbiști, da. Să facă și Banca Transilvania o chestie deșteaptă. Ce frumos ar fi la mari de competiții de șah să-i vezi pe tinerii noștri, da? Să-i vezi cu tricou pe care scrie mulțumim Banca Transilvania. Zic și eu. Vin avioanele să duc Zanzibarul, fie cu noi. Dacă e mai sigură, calea aerului. Acum ce să zicem? Ziua internațională a meteorologiei. Astăzi este Ziua internațională a meteorologiei. La mulți ani Busul, la mulți ani Romica Jurcă, la mulți ani Vali Vijelie, la mulți ani Țancă Uraganul. Ziua meteorologiei. Ne mințim ca la meteo. Au și ziua lor. Și au și anunțat asta, nu știu dacă e minciună sau e adevărat, zice, avem condiții atmosferice, am avut precipitații, primăvara este prielnică pentru agricultura românească. Deci, se poate. O să avem holde, o să avem lanuri, o să avem cartofi, și o să importăm mazăre din Chile, fasole din Burundi și așa mai departe. Ca și ăla care a zis, ceva ministru de pe la energie sau nu știu de unde, că avem atâtea gaze în Marea Neagră de nu le putem folosi. A doua zi s-a și scumpit. S-a și scumpit gazul. Așa e și cu agricultura. O să bubuie, o să avem lanurile pline, hambarele pline, o să fie o recoltă răsunătoare. Dar noi o să importăm 85%. De ce? Suntem prea săraci ca să ne placă lucrurile bio și ieftine din România. Asta e, nu avem ce face. Apropo de Ziua Mondială a Meteorologiei, a revenit pe internet Sorin Ovidiu Vântu. Ori tăiat ăștia, i-or tăiat vă două degete până Turcia, i-or făcut ITP-ul, i-or mai dat niște ani. Și a venit cu un mesaj, generație, nu te lăsa prostită, nu te lăsa tâmpită. Această pandemie a fost declanșată de niște multimiliardari care au devenit și mai miliardari decât erau. Tu ți-ai pierdut jobul, generație. Vino la mine să spun cum să te redresezi, cum să faci să plătești creditele. Da, păi maestre Vântu, toți am vrea să facem bani, să ajungem și noi milionari.
Dar spune-ne cum să facem asta fără să furăm. Fără să folosim jocuri piramidale, fără să folosim caracatița fenei. Să ne bucurăm până la urmă că am reușit să vorbim și astăzi aici. N-a intrat nimeni în platou cu bolovan, n-a explodat telefonul, deși marți cu ceasurile cele rele. Vă aștept la comentarii cu voie bună, cu idei, cu speranțe. Generație, ne vedem la comentarii.